Iar în seara asta m-am gândit să vorbim despre o regină. Este vorba de regina I, de Isabela I de Castilia, regina care, după aproape 1000 de ani, a reușit să alunge împreună cu soțul ei din Spania pe mauri sau arabi care trăiau acolo din anul 722. Isabela de Castilia se naște în 22 aprilie 1451 în Palat Madrigal de Las Atlas Torres și moare în data de 26 noiembrie. Giovanni al II-lea de Castilia este tatăl ei. Și mama sa este Isabela de Portugalia. Din partea tatălui, bunicii săi erau regele Enrico al III-lea de Castilia și Caterina de Lancaster. Iar din partea mamei, Giovanni Leon al II-lea de Portugalia și mama sa era Filipa Lancaster. Căsătoria părinților săi vine după ce Giovanni mai fusese căsătorit cu Maria de Aragon și Maria murise lăsându-l cu un băiat. În momentul în care regele Giovanni se însoară cu mama Isabelei, tot Isabela se numea și mama ei, era văduv și mai avea un băiat, după cum spuneam. Și după 2, 3, 4 ani de la căsătorie, cei doi copii născuți din dragostea regelui Giovanni al II-lea și reginei Isabela de Castilia moare. Moare și lasă pe Isabela împreună cu fiica sa Isabela și fiul său. Isabela avea 3-4 ani, iar Alfonso avea un an, doi. Erau copii foarte mici. Din păcate, odată cu moartea tatălui, fiul acestuia din prima căsătorie, Enrico al IV-lea, devine la rege. Și odată suit pe tronul Spaniei, Castiliei, îi pune pe toți în arest la domiciliu. Mama Isabelei, regina Isabela, preferă să meargă în mănăstire și lasă copiii cu Enrico și cu guvernanta lor. Apoi ea mai trăiește 42 de ani în mănăstire. Isabela, când era copil, a avut o relație. Acum, ce fel de relație putea să fie între doi copii cu Gonzalo Fernandez de Cordoba, verișorul viitorului soț Ferdinand de Aragon? Tronul, după cum spuneam, trece fratelui Vitreg Enrico în 1454 și primește titlul de Principe de Asturie, titlu care era destinat moștenitorului tronului. Din păcate, se însoară cu Giovanna și se spune că ar fi fost impotent regele Enrico. Apoi, regina s-a dat în dragoste cu primul ministru și a născut o fată, Giovanna. În 1455, Enrico se însoară cu Giovanna, cu soția lui de Portugalia, fiica regelui Eduard și Eleonora de Aragona. Însă Eleonora, soacra lui Enrico, este fiica lui Ferdinando și Eleonora dal Burquec. În 1462, în familie se naște
fica de care spuneam. Lumea zicea că regele Enrico este impotent și că această Giovanna ar putea fi fata, fica primului ministru. Era fica lui Beltran de la Cueva, cel ce făcuse prim-ministru. Ajungând prim-ministru, a făcut o carieră veloce, rapidă. Această fată se va numi tot Caterina. Caterina Beltraneja, scrie Nea. Ferdinand al II-lea de Aragon, fără aprobarea regelui Eduard, își dă întâlnire cu Isabella prin nobilii, pentru că la curtea regelui Enrico era un grup de nobili care nu erau în grațiile regelui și aveau pentru Isabella toată simpatia. Așa că Ferdinand străbate toată Spania și ajunge la întâlnirea cu frumoasa Isabella. Chiar că era frumoasă, o fată blondă cu ochii albaștri, micuță de statură și foarte, foarte caldă, avea un suflet cald. Și se căsătoresc în secret, se întâlnesc și se căsătoresc în secret cu ajutorul acelor nobili rebeli de la curtea lui Enrico. Regele se supra așa de tare că făcut moștenitoare la tron pe Giovanna Beltranera și cu o fastoasă ceremonie în parcul Buitrago anunță pe Isabella că tronul nu mai este al ei, este al Giovannei. Din păcate, Enrico al IV-lea moare. Și Isabella se autoproclamă regină. Adică spune, acum regină sunt eu. Aici are două opțiuni de căsătorie, cu Alfonso al V-lea și cu Ferdinand, fiul Penafiel al regelui de Navarra și Aragon. Giovanni al II-lea se numește ăsta, Juan al II-lea. 19 octombrie 1469, Isabella se mărită cu Ferdinand în secret, însă căsătoria recunoscută va fi în momentul în care ea este proclamată regină. În 13 decembrie 1474, Isabella e proclamată regina de Castile, iar Ferdinand devine rege consort cu numele de Ferdinand al V-lea. El era regele Siciliei și Sardeniei. În timp ce Beltramina era promisă lui Alfonso al V-lea de Portugalia, ea ținea să ajungă la tron și pornește un război feroce cu Ferdinand. De fericire, Ferdinand era un soldat foarte bun și într-o bătălie care a avut loc pe undeva, nu găsesc acum, Ferdinand îl alungă pe Alfonso cu consoarta sa din Castilia și aceștia se retrag în Portugalia. El cu Giovanna și fac un acord de pace cu regina Isabella prin Giovanni, socrul lui Alfonso. În 4 septembrie 1479, la Alcacovas, tratat confirmat în anul 1480, după ce Alfonso al V-lea moare, iar Giovanna, soția lui, se călugărește și trăiește în călugărie până în 1530.
Înscăunarea reginei Isabela are loc în 13 decembrie 1474, după moartea fratelui ei Ierich al IV-lea, iar Ferdinand vine și el proclamat rege al Aragonului, al provinciei de Aragon. Cei doi, odată cu căsătoria, unesc cele două provincii, însă fiecare guvernează provincia sa. În 20 martie 1479 moare Giovanni, tatăl lui Ferdinand, și Ferdinand ajunge rege de Sicilia, de Sardenia și de Aragon. Iar prin contract de căsătorie, cele două state, Castilia și Aragon, se unesc, dar, după cum spuneam, vor fi guvernate separat. În 1481, Ferdinand cucerește alte două provincii, Nasridi și Granada, unde își pune pe tapet diplomația, dar și armele, scoate armele de război. Începând cu anul 1486, Cristofor Columb mergea foarte des cu propunerea de sponsorizare regina Isabela, o expediție ca să aducă din Orient condimente și alte bunătăți. Însă regina tot amâna și spunea, în momentul în care Spania va alunga pe Maur și va fi o țară liberă, atunci am să-ți plătesc o expediție. Și așa se întâmplă. Deci, din 1486, când Cristofor Columb a venit prima dată la Palat și până în 1492, Cristofor Columb nu și-a pierdut speranța că într-o zi regina va să-i sponsorizeze o călătorie. Și a avut dreptate. În 1492 are loc eliberarea ultimului oraș de sub dominația maură. Maurii erau în Spania din anul 722. În 22 ianuarie 1492, Isabela învinge și reușește să alunge pe arabi sau mauri. Reconquista este completată. După cum spuneam, anul 722, în anul 722, Spania a fost invadată de mauri sau arabi. Frații ei i-a avut frați și vitregi, fratele ei bun, a fost unul singur, Alfonso, care moare la 14 ani. Însă mai avea pe Enrico al IV-lea, care este din căsătoria cu Maria de Aragon, Caterina Eleonora, copii a avut pe Isabela, Juan, Juana, Maria, Caterina și toți din Casa Aragon, fost regina. Ea și soțul ei au adus stabilitatea Spaniei, mai întâi prin alungarea maurilor, apoi odată cu unificarea celor două regate. În Spania domnește stabilitatea. Să continuăm să vorbim după aceea și despre regele de Aragon și despre copiii lor. O să vorbim. Ciao!